Vineri, băiatul trebuia să fie preluat în plasament după ce judecătorii au decis acest lucru. Adolescentul însă a refuzat să plece de acasă. Autoritățile vor să verifice acum dacă a fost decizia lui sau a fost influențat ori constrâns. A doua zi, sâmbătă, tatăl băiatului a anunțat că dă în judecată Direcția de Protecție a Copilului, nemulțumit de faptul că instanța l-a decăzut din drepturile părintești și pe el. Asta deși doar mama este cea cercetată pentru violențe. Cei doi părinți ai minorului au stat astăzi de vorbă cu reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului, dând asigurări că totul a fost un eveniment izolat. Copilul a fost și a petrecut timpul alături de familie și a petrecut timpul alături de tată. A fost la o zi aniversară a unei colege, a petrecut un pic de timp cu colegii din clasă, a avut un weekend cât se poate de normal a unui copil de vârsta lui. În cursul zilei de mâine, reprezentanții primăriei Târgu Jiu și cei DGASPC vor efectua o nouă anchetă în familia băiatului, în funcție de care s-ar putea cere în instanță noi măsuri de protecție sau, din contră, ridicarea acestora. Acest document ne va dovedi dacă familia este sau nu are posibilități materiale suficiente și a dezvoltat aptitudini necesare pentru a asigura copilului un mediu de viață sănătos. Psihologii atrag însă atenția că astfel de episoade pot lăsa urme adânci, mai ales dacă victimele agresiunilor sunt copii. La maturitate, aceștia ar putea dezvolta reacții asemănătoare cu cele trăite în copilărie. Pe de altă parte, adulții care au constant un comportament agresiv au nevoie de suport de specialitate. Este ca și cum ne-am întâlnit fiecare zi cu ursul. Deci vine tata sau mama acasă și este nervos și urmează să mă bată. Eu mă simt ca și cum m-aș întâlni cu ursul în fiecare zi și mă gândesc, o să mă mănânce, nu o să mă mănânce. Abuzurile în general în familie, chiar dacă nu sunt asupra copilului, generează situații de tensiune. Joia trecută, băiatul în vârstă de 13 ani a ajuns la spital după ce a fost agresat de mama sa. Femeia, care este comisar șef în cadrul MAI, este cercetată pentru violență în familie și timp de 5 zile a fost decăzută din drepturile părintești.